Pro-România, filiala Călăraș, a prezentat candidații desemnați să participe la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020. Astfel, la Senat, Răzvan Meseșanu deschide lista, iar la Camera Deputaților, numărul 1 este Adrian Dobre. Doresc să mulțumesc prin intermediul dumneavoastră tuturor cetățenilor din județul Călăraș care ne-au oferit sprijin în alegerile locale din 27 septembrie. Doresc să mulțumesc celor care au ieșit la vot în 27 septembrie și pentru a marca acest moment important pentru partidul nostru, vreau să vă anunț că și Pro-România Călăraș a depus astăzi listele pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, atât pentru Senat, listă completă, cât și pentru Camera Deputaților, listă completă, pentru Senatul României. Prima poziție o va ocupa subsemnatul prin semnătura dată atât la Camera Deputaților, cât și la lista pentru Senat de către președintele Victor Ponta. Pe poziția 2 este fostul candidat la primăria municipiului Călăraș, domnul Alexandru Chiriță. Pe locul 3 este domnul doctor Sârzea, cel de-al doilea consilier ales pentru Consiliul Local Călăraș. Iar pe locul 4 este colega noastră din Oltenița, doamna Eftimie Elena. Deci Meseșanu, Chiriță, Sârzea și Eftimie. La Camera Deputaților, lista o deschide colegul și prietenul nostru de la București, un foarte bun comunicator al partidului la nivel național, vicepreședinte al Pro-România la nivel național, binecunoscut un om de presă de inițial, dar apoi un veritabil om politic, cumpătatul, zic eu, Dobre Adrian Marius, aici prezent, care categoric va reprezenta organizația Călăraș în Camera Deputaților cu șanse reale, pentru că ne vom juca această carte politică, o să vedeți, într-o manieră extrem de civilizată și performantă din punct de vedere politic. Dumbravă Virgil, pe locul 2, după domnul Dobre. Pe locul 3, de la Budești, Răducu Valentin. Pe locul 4, de la Chiselet, Nedelcu Marius. De la Oltenița, pe locul 5, Baltoș Marian. Și pe locul 6, de la Jegălia, Constantin Ana Maria. Acestea sunt listele aprobate de centru, semnate de Victor Ponta. Și acum, dacă și domnul Dobre, înainte să-mi puneți întrebări, dorește să vă adreseze câteva cuvinte, îi rog să o fac. Mulțumesc, domnule Meseșanu. Bună ziua tuturor. Mă numesc Adrian Marius Dobre. Ocup poziția de vicepreședinte la nivel național la România. Sunt familiarizat cu dumneavoastră presa și îmi pare bine că sunteți astăzi aici. Cred că este important și sper să vă avem alături pe în tot acest efort de o lună și jumătate sau cât va fi până la 6 decembrie, dacă va fi la 6 decembrie. Noi ne facem datoria și intrăm în această competiție politică astăzi, prin depunerea listelor, deși am menționat și am susținut în spațiu public că din punctul nostru de vedere aceasta nu era o prioritate pentru România acum, prioritatea pentru România fiind starea de sănătate a populației, în primul rând. Sperăm să nu existe, după această campanie electorală, la nivel național, efectul care s-a văzut, din punct de vedere epidemiologic, după alegerile locale, în sensul care a crescut foarte mult numărul îmbolnăvirilor. Vom lua toate măsurile de precauție, vom încerca să ne protejăm și pe noi, și electoratul, în primul rând, și familiile noastre și al electoratului. Și sperăm să nu apară aceleași efecte care au fost după 27 septembrie. Dar intrăm în această competiție. Pro-România este un partid în creștere, este un partid la început. Este un partid cu ambiții mari.
avem un spațiu în care să creștem suficient de mare. Lucrurile, cel puțin din perspectiva mea, sunt destul de simple, pentru că dacă electoratul va dori să voteze, sigur, oamenii formează partidele, sau și dacă electoratul va dori să voteze niște oameni care se înțeleg la masa verde sau pe sub masă sau într-un restaurant, într-o cârciumă, pot să voteze liniștit cele două partide mari, PNL și PSD, care sunt în momentul de față, din punctul nostru de vedere, al unui partid de opoziție mic, cum este Pro-România, sunt într-o înțelegere clară și tacită. Dacă, sigur, pentru a-și păstra fotoliile, funcțiile, pozițiile, privilegiile și fac această înțelegere, se vede în fiecare zi această înțelegere și în Parlament, se vede și în teritoriu, se vede și în actul administrativ și local și central. Dacă electoratul va dori să voteze PSD-iști, îi poate găsi foarte ușor pe listele PNL-ului. Dacă electoratul va dori să voteze PNL-iști, îi va găsi foarte ușor pe listele PSD-ului. Dacă electoratul va dori să voteze, în schimb, niște oameni care au curajul, cum suntem noi, să spună lucrurilor pe nume, atunci când ele nu sunt în regulă, să apere interesul cetățeanului, să vină cu inițiative legislative care să protejeze populația și din punctul al sănătății și financiar, al veniturilor, al pensiilor, al salariilor, al alocațiilor pentru copii, pot să voteze cu încredere pe România. Și vinând aici cu un singur exemplu, vă reamintesc legea care a fost inițiativa Pro-România, aceea ca guvernul, prin efortul său, să acorde persoanelor defavorizate, persoanelor cu venituri mici, măști de protecție sanitară. Gândindu-ne că aceste măști totuși sunt un cost important, care a apărut ca într-un neprevăzut din cauza pandemiei, și sunt foarte multe familii, probabil, care nu își pot permite să achiziționeze aceste măști pentru ei sau pentru copiilor. Legea este în vigoare, a fost votată în Parlament, a fost ratificată, este în vigoare, dar nu este respectată de către guvernul PNL. Nu mai vorbesc de faptul că am auzit acum două zile că au ajuns niște măști la spitalele din Transilvania care sunt expirate de 7 ani de zile. Aceste lucruri ne fac să ne îndoim foarte tare de capacitatea PNL-ului de a exercita cu bună credință și cu seriozitate și cu profesionalism un act politic de conducere la nivel central sau local. De aceea și Victor Ponta, și eu, și colegii mei a fost întotdeauna o voce care în spațiu public am spus lucrurilor pe nume. Poate nu e întotdeauna foarte comod să faci lucrul ăsta, dar cred că e momentul România, după 30 de ani de la Revoluție, să încerce cineva în spațiu public să spună lucrurilor pe nume și mai mult decât atât, să recunoaștem noi înșine atunci când politic să spunem la o decizie greșită. Și am și făcut lucrul ăsta recunoscând faptul că am avut o strategie greșită pentru locale, pe București cel puțin. Am spus-o deschis, am spus-o onest, am avut o strategie greșită, rezultatul l-am văzut, suportăm consecințele deciziei noastre greșite și remediem pe viitor. Dar cred că a venit momentul să ieșim din limbajul de lemn pe care îl cunoaștem foarte bine al clasei politice. Eu nu mă pot dezice de fosta mea calitate de lider PSD, pe care am avut-o mulți ani de zile. Nici nu vreau să fac acest lucru, nu e cazul, dar limbajul acela de lemn care spune multe și nu spune nimic, cred că deja a început să obosească foarte mult, să o plictisească pe toată lumea. Eu, dacă aș, în calitatea mea de elector, de cetățean, îmi doresc să pot să pun ștampila pe cineva care vine și spune dacă e bine sau dacă e rău, dacă e bine să recunoască că e bine, sau dacă e rău să vină și cu o soluție. Și cred că asta este ceea ce reprezintă în momentul de față Pro-România. Avem o prioritate, în primul rând, către cetățean. Nu punem, nu vom face atacuri în presă împotriva PNL-ului sau împotriva PSD-ului. Nici nu are sensul să o facă, nici nu are sens să o facem. Nu este constructiv să o facem. Cred că electoratul, urmărindu-vă pe dumneavoastră presa în fiecare zi, poate să discearnă cu multă înțelepciune ceea ce e bine sau ceea ce e rău. Dar ceea ce cred că e important în perioada următoare este să spunem ce vrem să facem noi pentru electorat. Cum ne raportăm la pensii, cum ne raportăm la salarii, cum ne raportăm la locațiile pentru copii, cum ne raportăm la locurile de muncă, cum ne raportăm la ajutorul pentru companii, cum ne raportăm la viitor potențial investitor într-o zonă cum e Călărașul, de exemplu. Astea sunt lucrurile pe care le putem face concret și pe acestea vom discuta în campanie. Nu vreau să vorbesc foarte mult, că am acest păcat din
din obișnuința relației cu media. Cred că mai interesant este să întreb noi, întrebările dumneavoastră, vă rog. Voiam să vă întreb așa, care credeți că sunt șansele dumneavoastră de a obține acest mandat, dat fiind faptul că ați venit într-un județ unde există două organizații puternice, tradițional PNL, care este ceva mai prost, este adevărat acum, și PSD, care s-a revigorat spectaculos în urma alegerilor locale și, mă rog, achiziții lui Vasile Iuță. De la PNL, da. Eu cred așa, că fiecare dintre noi avem șansa noastră și Pro-România are șansa lui și cred că va juca foarte bine, atât șansa mea cât și șansa colegului la Senat, cât și șansa celorlalți colegi, cred că o vom pune în valoare cât vom putea de mult. Nu eu decid care va fi rezultatul votului, ci electoratul decide care va fi rezultatul votului. Și eu nu-mi doresc să fim nici aroganți și nici infatuați, să spunem că suntem foarte tari și foarte mari, și mergem în fața electoratului cu o anumită modestie, dacă vreți, și cu bun simț și lăsăm pe el să decidă. Dar eu cred că Pro-România va face o figură foarte frumoasă în Călăraș. Foarte frumoasă. Întrebare. Ce înseamnă foarte frumoasă și care sunt elementele care vor determina electoratul să considere că dumneavoastră veți face o figură foarte frumoasă? O figură foarte bună din perspectiva mea, și sper să mă completeze și Răzvan, este ca Pro-România să-și consolideze în acest moment poziția de numărul 3 ca forță politică în județ și în România. Asta este o figură frumoasă din perspectiva mea. Nu vreau să mă raportez la o cifră. Nu cred că cifra este neapărat foarte importantă, ci poziția politică, pentru că poziția politică ne va da ulterior în Parlament sau nu, da, în funcție de cum ne alege sau nu electoratul, dar eu cred că ne va alege, posibilitatea de a propune niște inițiative legislative, de a forța niște inițiative legislative în interesul cetățeanului sau de a bloca alte inițiative legislative, de exemplu, care sunt în detrimentul interesului cetățeanului. Că până la urmă, numărul de mandate în Parlament la asta, când ești în opoziție, la asta se rezumă. Să poți să faci niște propuneri care să treacă în interesul cetățeanului, cum a fost cel cu măștile, de exemplu, doar unul dintre ele sunt mult mai multe, sau să blochezi niște inițiative legislative pe care le consider că afectează interesul cetățeanului. Care ar fi prioritățile dumneavoastră în Parlament? Dacă aveți ajuns. Din perspectiva noastră, în acest moment, prioritățile sunt câteva și sunt importante. Una este starea de sănătate a populației. Am avut ieri 4.800 și ceva de cazuri, dacă nu mă înșel. Nu știu câte vom avea astăzi sau câte vom avea în următoarea perioadă. Categoric, în următoarele luni, starea de sănătate a populației se va agrava. Cei de la Ambulanța București, de exemplu, spuneau că sunt mult copleșiți de numărul de solicitări pe care îl au și că undeva la jumătate din numărul de solicitări pe care îl au se referă la COVID, la COVID-19. Dacă cumva acest număr de 4.000 și ceva va crește foarte mult, nu știu, se va duce, Doamne ferește, către 7, către 8, către 10.000, atunci putem să înțelegem foarte ușor cu toții că instituțiile care trebuie să suporte, din punct de vedere al sănătății, această pandemie, vor fi într-o dificultate majoră, plecând de la ambulanță până la spitale, până la secțiile de ATI. Populația nu este protejată în momentul de față. Școlile au început prost, nu au fost pregătite. Știam de luni de zile că va începe școala pe 15 septembrie, știam din martie de altfel că va începe școala pe 15 septembrie și școlile nu au fost pregătite. Sunt și părinte și pot să vorbesc în cunoștință de cauză și să spun cu toată responsabilitatea că nu a existat niciun fel de pregătire serioasă la nivelul liceelor sau școlilor din București cu privire la pandemie și cred că în țară este mai rău. Ce înseamnă că nu au fost pregătite? În momentul în care ai evoluție de mii de cazuri pe zi, este foarte greu să presupui că dacă faci un culoar sau, mă rog, o săgeată pe jos, copiii vor respecta această săgeată. Dacă le spui copiilor nu vă îmbulziți sau nu vă atingeți, ei vor respecta acest lucru. Dacă ții părinții la ușă, de exemplu, când curtea școlii este goală și părinții trebuie să meargă să-și iasă sau să-și aducă copiii de la școală, așa cum facem toți, și se aliniază toți, se îmbulzesc pe trotuarul din fața școlii, este foarte... E ușor de înțeles că lucrurile se vor agrava. Eu cred că, până la urmă, toți avem dreptul la viață. Și dacă stăm puterea ta să faci niște lucruri, să previi o îmbolnăvire sau să previi un deces, eu cred că trebuie să o faci. În egală măsură, pe ceea ce punem noi accent și ce am pus accent în Parlament și vom pune în perioada următoare, se referă, în primul rând, la veniturile oamenilor.
pentru că vedem foarte clar că au crescut prețurile, vedem foarte clar că se pierd sute, zeci de mii de locuri de muncă în fiecare lună, se vor pierde probabil și mai multe. Vedem foarte clar că legea pensiilor la care eu personal am lucrat, și știți foarte bine că am și promovat-o, inclusiv cea a salarizării în spațiu public multe luni de zile, nu este respectată la acest moment. Și eu cred că ar trebui să fie respectată și noi credem că ar trebui să fie respectată, mai ales pentru cei cu pensii mici. Vedem că se face indexarea, dacă se face indexarea, se face de la pensia cea mai mică la pensia cea mai mare. Și noi credem că nu așa trebuie să facă indexarea. Că indexarea trebuie să facă până la pensii, mai ales la pensiile mici, până 3, 4, 5 mii de lei. Și numai la cele care sunt pe bază de contributivitate, de exemplu. Credem de asemenea că doctorii trebuie să aibă un plus în această perioadă. La fel ca și profesorii care merg la școală în fața la 20, 30, 40 de copii. Sunt lucruri care trebuie legiferate și care trebuie respectate după ce se legiferează, ceea ce nu se întâmplă în prezent. De asemenea, avem toate firmele românești, sau zeci, sute, mii sau zeci de mii de firme care se închid. Marele program IMEI-Invest despre care s-a vorbit în spațiu public, din perspectiva tuturor oamenilor de afaceri care au aplicat la acest program, este un eșec. Pentru că nici măcar acum, de exemplu, vă dau un exemplu concret ca să înțelegem despre ce vorbim, mai ales când vorbim despre mediul de afaceri. Nici măcar acum, marea majoritate a firmelor nu și-au luat acest ajutor din partea băncilor. N-au încasat banii. Problema este următoarea. Că statul suportă dobânda subvenționată până la sfârșitul anului. De la 1 ianuarie, companiile care au luat aceste credite pe IMM Invest vor plăti dobânda băncii. Și va fi o dobândă destul de serioasă. Ideea era următoarea. Ca firmele să poată fructifica o dobândă mai mică în această perioadă de criză. Dar dacă suntem în octombrie și firmele încă nu și-au luat banii, probabil că vor mai avea o lună de zile sau mai puțin să beneficieze de acest program, pentru că, practic, de la 1 ianuarie intră pe dobânda comercială a băncii. Putea să aplice la bancă fără niciun fel de program. Deci aceste programe nu și ating scopul, nu și ating obiectivul. Mă răspund, dar dumneavoastră a spus câteva lucruri cu care și eu sunt de acord ca timp și ca și cetățean, dar dumneavoastră sunteți politician și trebuie să dați niște răspunsuri clare, fără să le... Deci de unde o să luați banii ca să faceți lucrurile astea? De unde să luați resursele? Pentru pensii, pentru mărirea salariului, pentru doctor, pentru profesor? Discursul nostru este pentru interesul pensionarului care are la dispoziție o lege votată în Parlamentul României, ratificată de președintele României, care nu e de la PSD, din câte știu în ultima vreme, și care trebuie să fie în vigoare. Întrebarea cu de unde luați banii legată de pensii sau de salarii, cu tot respectul o răspund această întrebare, că o aud de foarte multe ori într-un an, de foarte mulți ani de zile. Și probabil că dacă nu știu cum să le spun, colegii de la guvernare vor mai subția puțin din șpaga sau din furtul pe care îl fac la materiale sanitare sau la moști. S-au dovedit? Se vor dovedi. Deocamdată vreau să vă reamintesc că într-un top al corupției în timpul pandemiei în presa internațională, că dumneavoastră sunteți oameni de presă și sigur că mă gândesc că sunteți și atenți la presa internațională, România a un fruntaș. Dar până se vom dovedi, le vedem cu ochiul liber. Și dacă mai subțiază puțin la acest furt de la măști, materiale sanitare, spitale și din alte părți, cu siguranță vor exista și bani de pensie. Cu siguranță. Mulțumesc. Mâine are loc ședința Consiliului Local. Ați negociat ceva? Cu cine și cine? Da, înainte să vă răspund, categoric s-a negociat. Vreau să vă spun și un aspect care a întrebat tot de ceva de ce proiect avem. Eu consider că în Parlamentul care se va întâmpla din 6 decembrie, dacă se vor ține, cum a zis și Adrian, partidele ar trebui să ajungă acolo cu oameni mult mai competenți decât, cel puțin asta e dezideratul fiecărui partid, cu oameni mult mai competenți pe domenii de specialitate decât au fost până acum. Eu cred că normalitatea pe care și-o dorește toată România, toți cetățenii, constă mai ales în a ști să dai dreptate și adversarului.
Lucrul ăsta l-am spus și în campania pentru locale. Dom'le, noi ne vom însănătoși ca nație atunci când vom sta la aceeași masă, PSD cu PNL, cu Pro-România, da? Mai ales că ne-a gratulat Adrian cu faptul că suntem a treia forță aici. Și vom ști să apreciem ideile bune ale celorlalți și chiar să le susținem. În Parlament, pentru că tu ai întrebat cum și ce proiecte vom încerca noi să venim, eu, dacă electorii vor hotărâ și Dumnezeu ne va ajuta, voi încerca să promovez acolo unde mă pricep și acolo unde partidul, voi încerca să-l conving că e bine ceea ce am eu expertiză. Și vreau să vă spun un lucru. Pe securitate și sănătate în muncă. Acolo, unde știți, da, am ocupat funcția de inspector șef atâția ani de zile la ITM, e o chestiune de vogă, neplăcută, da, în situația de astăzi. Dar este un haos total în aplicarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă a cui? A celor care muncesc, a angajaților, a celor care ar trebui să aibă grijă de angajați, adică angajatorilor, a celor care muncesc fără forme legale, da? Și ITM-urile, Inspecția Muncii, Ministerul Muncii, care coordonează Inspecția Muncii, încă nu știe cum să-i depisteze. Bine, n-a știut niciodată foarte bine, foarte exact cum să depisteze, dar a făcut eforturi. Eu aici voi încerca să îmi aduc o contribuție. Mică, mare, dar voi încerca să adaptez, pentru că a devenit un pic cam anacronică legislația de securitate, sănătate în muncă. Nu este posibil să existe măsuri care să nu se aplice, ele să existe, dar să nu știe să se aplice. Chestiunea cu mănușa, chestiunea cu dezinfectantul, chestiunea cu culoarele pe care trebuie să iasă sau să intre angajații într-o unitate. Munca de acasă, da? Este un lucru bun. Dar, dumneavoastră, n-aveți de unde să știți că nu v-a preocupat subiectul ăsta. Dar e un lucru pe care trebuie să fie preocuparea principală pentru toate partidele. Dacă se întâmplă un eveniment pentru un angajat care lucrează de acasă, știți că acel eveniment poate fi declarat accident de muncă sau accident în afara muncii? Cine îl cercetează? Când deschide angajatul respectiv ușa inspectorului de muncă? Atunci când el bate la ușă, pentru că îi dă voia legea actuală, să-i bată la ușă, să vadă dacă angajatul respectiv care lucrează prin telemuncă respectă normele de securitate, sănătate, muncă. Dacă vrea, deschide, dacă vrea, nu-i deschide. Ce caută inspectorul acolo? Păi caută să vadă dacă ăla respectă legislația. Deci chestiunile astea, vă rog să mă credeți, va fi prioritatea mea numărul 0, dacă pot să spun așa. Să încerc să adaptez, bineînțeles, nu după mintea neapărat a mea. Mă voi consulta cu Adrian, care, da, el, și el este pe expertiză, să zicem, de legislația muncii. Avem colegi în Inspecția Muncii, Ministerul Muncii, la universități, profesori universitari care lucrează în domeniu, care pot să vină cu aportul propriu să dea niște păreri, dar rapid, nu să stăm în setare cu documente și ele să nu se aplice decât peste 2, 3, 4, 5 legislaturi. Deci asta, ca să vedeți pe ce m-aș cala dacă ar da cine fi să dea să merg în Parlament. Nu trebuie să-ți propui 100 de lucruri să nu faci niciun. Eu, dacă voi ajunge acolo, voi încerca să mă ocup numai de acest lucru. Și dacă acest lucru va ieși, atunci toată lumea va mulțumi Pro-România că există o preocupare. Vor beneficia și angajatorii, vor beneficia și angajații. Vor beneficia, până la urmă, și cei care nu sunt angajați. Puteți să prezentați nouă o listă de 5 priorități pentru județul Călăraș? Așa cum Pro-România va prezenta și prioritățile pentru la nivel național în toate județele țării, dar pot să vă spun de pe acum că prioritățile sunt legate de starea de sănătate a populației, de veniturile populației, de locurile de muncă, de existența lor și de încercarea de a multiplica aceste locuri de muncă, nu de a le pierde, de starea învățământului, care în momentul de față, din perspectiva noastră, este precară, pentru că școlile sunt închise și parcă vor rămâne închise o perioadă destul de lungă de timp,
învățământul online nu oferă toate instrumentele școlii sau profesorului astfel încât să capaciteze elevul și să... Eu sunt părinte și învăț copilul în fiecare zi, că nu există nici fel de legătură între învățământul normal cu profesorul clasă și învățământul online. Și atunci, cu siguranță, aceste lucruri vor trebui reformate, regândite într-un fel, într-o strategie. Mi s-a părut incorrect că suntem la Călăraș și că vorbim de autoritate locală și mie personal mi s-a părut incorect că autoritatea centrală, în speță Ministerul Educației, să arunce toată responsabilitatea și tot consumul de resurse pe autoritățile locale. Este un lucru care s-a întâmplat și care se întâmplă în continuare și deși marea majoritate a autorităților locale, indiferent de culoarea politică, pentru că suntem într-o pandemie, au făcut eforturi de a lua cât de multe măsuri pot și de a preveni această pandemie, dar efortul lor nu a fost susținut la centru. Nu a fost susținut printr-o strategie națională de combatere a pandemiei, cel puțin în domeniul educației. Acum, categoric că am observat cu toții în spațiul public și lucrurile relatate de dumneavoastră presă, că funcția de conducere în spitale care trebuiau să facă acele achiziții de care am vorbit mai devreme au fost foarte repede rezolvate de către Ministerul Sănătății penalist. În schimb, toate celelalte lucruri care trebuiau să derive din responsabilitatea managerilor de spitale și a Ministerului Sănătății legate de starea pandemiei, nu s-au mai grăbit atât de tare. Dar lumea vede lucrurile astea și, până la urmă, le simțim pe pielea noastră. Avem oameni, prieteni cunoscuți care se îmbolnăvesc, unii trec mai ușor, alții trec mai greu în această nenorocire de boală, dar nu putem să nu observăm că din centrul administrației, adică de la Guvernul României, PNL, nu se întâmplă mare lucru. Aduceți-vă aminte de discuția cu tablete. Discutăm sau am discutat de tabletele copiilor foarte multe luni de zile, din martie. Și eu sunt cadru didactic, sunt profesor la ASE, la Facultatea de Relații Economice Internaționale. Nici studenții nu au tablete sau laptopuri. Dar lăsând studenții la o parte, care să spunem că au alte posibilități de a intră pe telefon, intră mai ușor în alt fel. Copiii, mai ales un 4 sau 5, 8, necesarul de tablete în România a fost și aproape este în continuare de 1 milion de bucăți. Practic, 1 milion de copii au fost scoși din sistemul de educație. Dați-mi voi doar o secundă, nu vreau să vă plictisesc cu acest subiect, dar mi se pare important. Am avut al doilea semestru al anului trecut, când acești 1 milion de copii nu au avut acces la școală. Sunt 6 luni. După care am avut vacanța de vară de 3 luni, în care, sigur, a fost vacanță. 6 luni cu 3 luni sunt 9 luni. A început anul școlar din nou și marea majoritate a acestor copii, mai ales din rural și din toată țara, din comune, din sate, nu au în continuare acces la învățământ. 6 luni cu 3 luni, cu încă 6 luni, înseamnă un an și ceva. Acești copii, presupunând că doar semestrul 1 al anului care a început va fi online. Dacă, Doamne ferește, pandemia va continua și va fi și semestrul 2, atunci avem aproape 2 ani de zile care scoatem copiii din învățământ. Acești 1 milion de copii, totuși sunt 1 milion de copii români din această țară. Din medii defavorizate, poate de la state, de la comune, care sunt scoși din școală. Credeți că vor mai reveni? Credeți că vor mai avea performanțe educaționale după aproape 2 ani de zile în care sunt scoși din sistemul de educație? Credeți că mai poate fi recuperat acest an și jumătate sau 2 ani sau aproape 2 ani de zile? Și am discutat de tablete. Discuția asta de tablete este din martie acestui an. Nu s-a întâmplat nimic. S-a reluat licitația, iar s-a reluat licitația, s-a anulat de nu știu câte ori, s-au cerut nu știu, niște lucruri, au venit alte lucruri. În continuare sunt foarte mulți copii în această țară care nu au acces la școala online. Fie pentru că nu au instrumentul, adică tableta, laptopul, fie că nu au internet. Dacă nu au curent, înțeleg că e ok, că se pot uita la televizor. Dar n-au internet și n-au tabletă. Și în continuare, sunt sute de mii de copii în această situație. Poate părea o chestiune care nu să fie de prioritate maximă, dar eu zic că este. Este. Dacă luăm cifra acestor copii și, atenție, sunt cifrele venite de guvern, nu sunt cifre pe care le spun eu.
Ministerul Educației și Ministerul Muncii spune că sunt peste 1 milion de copii în această țară care nu au acces la educația online. Sunt totuși 1 milion de români, copii. 1 milion, eu sunt foarte mare. Nu sunt 10, nu sunt 100, nu sunt 1000. Să spunem că printr-un efort privat sau un ONG ar putea să rezolve această problemă. Această problemă este o politică publică națională, care în momentul de față este execrabil gestionată. Execrabil gestionată. Vă reamintesc că acum 3 zile, doamna în speță, profesor Lavianu, doamna ministru Anisie, a venit și a spus că a găsit niște tablete la Inspectoratul Școlar București. Dacă Inspectoratul Școlar București nu i-a spus ministerului că are acele tablete în depozit. Asta fiind acum 2 zile, 3 zile. V-ați urmărit presa și aveți, știți foarte bine. A început școala de o lună și ceva. Și oamenii de la inspectorat, inspectorii numiți de PNL în funcție, pentru că i-au scos inclusiv pe cei care au concurs dinainte și au numit oameni de la PNL în funcția de inspector școlar, n-au catadixit să caute în depozitul sau în subsolul inspectoratului să vadă că sunt niște tablete pentru copii. Mai mult decât atât, primarii care au cumpărat sau au achiziționat niște tablete din efortul primăriilor, au primit din partea competitorilor politici, că dacă au fost primari de la PSD, au primit de la PNL sau de la USR, plângeri penale că au făcut achiziții directe. Cred că sunt foarte strâmbe lucrurile astea. Și cred că trebuia, într-un fel, gestionată cu totul și cu totul altfel această problemă. Se putea face un centralizator la nivel național de la toate primările sau de la consiliul județean. Da? Spuneam de la Călăraș. Care este nevoia de tablete sau de laptopuri pentru copii? Atâtea. Cât are nevoie Argeșul? Cât are nevoie Bucureștiul? Cât are nevoie Ialomița? Se făcea un centralizator, se făcea o achiziție centralizată ca să se obțină cel mai bun preț, da? Ca să, să se consume eficient banul public și se distribuiau prin consilii județene, prin primării, prin prefecturi. Nu s-a întâmplat acest lucru. Fiecare a început să se cârpească. M-am uitat chiar pe SEAP la un moment dat și erau peste 80 de licitații individuale ale primăriilor, care încerca fiecare să facă o achiziție de 100 de bucăți, de 200 de bucăți, de 500 de bucăți. Dar asta nu înseamnă că s-a rezolvat problema. Și cred că este o problemă execrabil gestionată de guvernul prea.